Ați adus în discuție viitorul executiv. Deci să înțeleg că PMP intră la guvernare alături de PNL. Așa este. Cum arată discuțiile? PMP, nu avem nicio discuție cu nimeni. Suntem în competiție acum. Pe 6 decembrie vrem să obținem cât mai multe voturi. Pentru asta luptăm zi de zi și încercăm să-i convingem pe români că chiar avem ce oferi viitorului executiv și, bineînțeles, Parlamentului. După 6 decembrie, toate calculele rămân deschise, pentru că noi, ca partid politic de centru-dreapta, ne-am asumat atunci când am hotărât împreună cu ceilalți colegi să dăm jos guvernul Dăncilă, să susținem un guvern până la alegeri. Bineînțeles că dacă vor exista premise pentru a continua proiecte de care țara are nevoie în acest moment de criză și PMP poate aduce un plus valoare în actul de guvernare, ne vom așeza cu toții la masă, pentru că eu cred că România are nevoie de un guvern cu o largă majoritate în Parlament care să-l susțină și un guvern stabil pentru următorii 2-3 ani de zile, pentru că sunt anii în care putem fructifica banii pe care îi punem la dispoziția Uniunii Europene.